În luna iunie acestui an, la Casa Județeană de Pensii Dâmbovița au fost înregistrate 680 de cereri din partea vârstnicilor dâmbovițeni, care solicitau un bilet de tratament pentru a putea merge în stațiune pe bani puțini. În aceeași perioadă au fost repartizate mai multe bilete, respectiv 770. Pentru cea de-a doua parte a lunii iunie au ajuns deja la sediul instituției dâmbovițene peste 300 de noi bilete. Următoarea plecare la băi este peste 5 zile, iar pensionarii dâmbovițeni trebuie să știe că mai pot prinde locuri libere în două stațiuni. Pentru seria a doua au fost alocate 310 bilete de tratament în stațiunile Căciulata, Covazna, Olănești, Pucioasa, Saturna, Mara, Herculane, Govora, Tujnad. De asemenea, pentru această perioadă, având data intrării în stațiune perioada 20-24 iunie 2011, avem disponibile bilete de tratament în stațiunile Pucioasa și Căciulata. Sejururile la băi prin Casa Județeană de Pensii Dâmbovița sunt avantajoase pentru vârstnici, întrucât aceștia plătesc numai jumătate din pensie.